O casă din localitatea suceveană Mălini a fost cuprinsă de flăcări în după amiaza zilei de duminică, 5 martie. Flăcările au izbucnit la acoperișul casei de locuit, fiind semnalat pericolul de propagare către restul construcției și anexa gospodăriei. La fața locului au intervenit pompieri militari ai detașamentului Fălticeni împreună cu lucrători ai serviciului de voluntariat pentru situații de urgență din zonă, cu 6 autospeciale de stingere și o ambulanță de tip Smurt B2. Incendiul s-a manifestat la acoperișul casei de locuit și la o anexă, pe o suprafață de aproximativ 200 de metri pătrați. Proprietara locuinței a suferit un atac de panică și a fost monitorizată la fața locului de către echipajul medical. Aceasta a refuzat transportul la spital. Salvatorii au reușit să lichideze incendiul și au lucrat câteva ore la îndepărtarea efectelor negative produse de acesta. Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost efectul termic generat de coșul de fum amplasat necorespunzător față de materialele combustibile. Pompierii atrag atenția proprietarilor să apeleze la persoane specializate pentru verificarea, curățarea și repararea coșurilor de fum.